Dar să zicem că nu ar fi bani în joc, n-ar exista sume de bani. Ce ar face omul respectiv? Interesul i-ar scădea, spun eu. Da, dar ideea este că am eliberat, mi-a zis mama să fiu avocat, trebuia să țin ingineria în familie, că așa a fost să fie, sau am avut un butic, trebuia să-l continui eu ca și era în familie. Deci când elimin toate schemele astea mentale care există deja, omul se simte liber. Să zice, bă, dar chiar mă, dacă n-ar fi bani. Și pur și simplu se eliberează cerul de norii respectivi și omul spune, păi eu mi-aș deschide un business în. Ei, acum, puneți din nou toate structurile alea și lesele pe care ți le pui sau ți le pun ceilalți și gândește-te că te poți elibera de satana și să te duci în zona respectivă, unde ai zis mai devreme cu sufletul, mi-aș deschide un business în cosmetică. Ok, just do it. Că acum o să ai un trigger dimineața, nu doar alarma aia căreia poate îi dai snooze. Este o perspectivă. Și a treia, care iar mi-a plăcut și asta și m-a pus pe gânduri și văd oameni fericiți în sălile de training și e foarte greu, Dana, să antrenezi un om de vânzări care este nefericit Da, care la nu e locul de acolo. muncă. Da, Da, nu e cum să-l acolo. ajut eu pe Ionu să vândă mai bine asigurări când el nu are chef de subiectul ăla? Și atunci, ce m-am gândit eu ar fi așa. Ai promova treaba asta 100% membrilor din familie? Că dacă nu faci asta cu membrii familiei, cu oamenii dragi din jurul tău, probabil că nu te reprezintă subiectul la momentan. Și ar trebui să schimbi subiectul. Ce aș vorbi eu? Despre ce aș vorbi eu oamenilor din jurul meu? Bă, dar în continuu, știi oamenii aia care oriunde merg la o petrecere, zic, băi, trebuie să-ți povestesc neapărat. De ce fac eu la muncă? Chiar dacă este ciocănitoarea Audi, dar ideea e că are o pasiune, adică îl Da, ierzi, îi că îi place place. mediul, Da, ăla e locul lui, se exact. simte bine. Și spui, ok, nu mă interesează subiectul, dar oricum, omul era pasionat. Da? E, luând partea constructivă din asta, probabil că el se aduce acasă și iar zice, mamă, trebuie să spun neapărat. Deci, ce fac eu la muncă? E super tare. Îți recomand și ți vreau să fii clienta mea. Îți dai seama că din unghiul ăsta e foarte ușor să-l înveți pe omul acum să fie mai bun în vânzări. De ce? Că sufletul lui e acasă. Da, Da? Când corect. oamenii vând doar din minte, exact asta se întâmplă. Se Sau când ești, mint. Că da, se asta minți, am în limba înțeles. română Aha, are o da. chestie interesantă. Se, Mintea da, spune mintea. adevărul, adică ce face? Numele îi spune ce face. Te minte. Da, 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 te, Da? da. Nu? Wow, uite Wow, la asta uite. nu m-am gândit Practic, niciodată. Mintea ideea te este să-ți minte. alegi o meserie și Mintea. să te duci către o meserie din pasiune, nu din nevoie, nu pentru că te-a Da. trimis cineva, pentru că acolo îți câștigă bani. Fii atent, Da. eu sunt convins că oricine poate să învețe orice în ziua de astăzi, la nivel de abilități, și să producă bani într-o industrie unde poate nu se produc atât de mulți bani. Pentru că simt Adică tu ca vrei să acasă. spui că pasiunea este cea care face diferența? Crezi La în început, la început ce pasiunea puțin, da, și după aia abilitățile. crezul, da? Că Da, tu crezi da. în chestia aia. Da. Sigur, după aceea trebuie să te învețe cineva cum să Da, vinzi. Păi, la început dar... pasiunea face diferența, nu abilitatea. Am Crede-mă, înțeles. pentru că întâlnesc atât de mulți oameni talentați în a vorbi cu oamenii, dar nu produc rezultate pentru că trebuie să tragă cineva de ei, că ei n-au o pasiune, dar sunt talentați. Da? Bine, whatever means that, pentru că talentul în vânzări nu prea știm cum să-l denumim. A, pot să spun că, nu știu, uite, Dana e carismatică, are prezență drăguță. Chiar asta Și voiam să te lumea întreb. Care ar zice, a, e fi? talentată, domne, de ce? Nu Da. știu, domne, că are priză la public. Îți arăt o grămadă de oameni netalentați, dar care sunt cu sufletul în discuție și care au grijă de interesul clientului, for real, pun întrebări bune, prezintă foarte bine și factual și emoțional un serviciu și apoi îți dă și libertatea să decizi tu cu toate argumentele pe masă.